Dragii mei, bine ați revenit la un nou video. Așa cum am menționat și în titlu, astăzi vă voi delecta cu 4 unturi vegane din nuci și alune. Pentru a prepara acasă aceste unturi, o să aveți nevoie de un blender sau de un robot de bucătărie cu putere mare de mixare. De puterea blenderului va depinde și timpul de preparare a untului. Astăzi voi prepara unt de arahide, caju, alune de pădure și migdale. Vă recomand să rămâneți până la sfârșitul videoului, pentru că vă voi prezenta și câteva modalități de folosire și combinare a unturilor. Prima variantă este untul de arahide. De obicei aleg să coc eu arahidele la cuptor, dar de această dată nu am găsit arahide crude, așa că le-am cumpărat deja coapte. Le transfer în blender, aleg timpul și viteza de mixare și vrum 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 mă ajut de pistonul blenderului pentru a împinge resturile de pe margini spre lamele ascuțite ale acestuia. După cum se poate observa, inițial arahidele se transformă foarte rapid în făină, iar apoi, super repede, acesta se transformă în unt. Mie personal îmi place ca untul să fie smooth și cremos. Dacă vă place varianta mai crunchy, mai crocantă, atunci îl puteți mixa pentru mai puțin timp. Untul este super cremos și delicios. Acesta poate fi folosit în o multitudine de rețete, de biscuiți, prăjituri, torturi sau pur și simplu uns pe un biscuite. A doua variantă, unt de caju. Am folosit caju crud pe care l-am pus la copt timp de 10 minute la 180 de grade Celsius. Stați cu ochii pe cuptor pentru a nu arde cajuul. Acesta va căpăta o culoare rămie. Transfer cajuul în blender și din nou vrum 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 mixez timp de 3 minute pentru a obține cea mai delicată și cremoasă textură. Dacă vă place textura mai crocantă, din nou îl puteți mixa pentru mai puțin timp. Untul de caju este super aromat și are textură cremoasă și pufoasă. Îl puteți folosi în foarte multe combinații de biscuiți și prăjituri. Varianta 3, unt de alune de pădure. Am folosit alune de pădure crude pe care le-am transferat într-o tavă tapetată cu foaie de copt și le-am dat la cuptor, din nou, pentru 10 minute la 180 de grade Celsius. Atenție, stați cu ochii pe ele pentru că se pot arde foarte ușor. După cele 10 minute, va trebui să le lăsăm puțin la răcit și să le îndepărtăm cojile. Fie le frecăm între palme, fie folosim un prosop de bucătărie curat, ideea este să eliminăm cât mai multe coji. Apoi le transfer în blender, aleg timpul și viteza și mixez, ajutându-mă de spatula blenderului. Dintre toate unturile testate de mine până acum, acesta este cel mai lichid. Este super aromat și, desigur, cu ajutorul untului poți crea o Nutella mai sănătoasă decât cea din comerț. Voi atașa linkul către rețeta completă în descrierea videoului. Toate cantitățile și rețetele le veți găsi în descrierea acestui video. Și varianta numărul 4, unt de migdale. Am folosit migdale crude pe care le-am copt 10 minute la cuptorul deja preîncălzit la 180 de grade Celsius. Distribuiți migdalele pe toată suprafața tăvii pentru a asigura o coacere uniformă. Deja cunoașteți procesul, le adaug în blender și mixez până obțin textura dorită de mine. Această versiune de unt am ales să o aromez puțin, am adăugat puțină sare de Himalaya și câteva curmale dulci și moi. Voi, dacă doriți, puteți adăuga îndulcitorul preferat, sirop de arțar, miere sau sirop de cocos. Unturile rezistă foarte bine la frigider timp de 3-4 săptămâni și acesta este rezultatul final, un unt foarte cremos și ușor dulce. Vă promitam la începutul videoului câteva idei pentru a folosi unturile preparate acasă. Prima și cea mai simplă recomandare este că untul merge combinat cu un terș de ovăz super cremos și delicios. Yum!
sau merge combinat cu niște crackers sau biscuiți crocanți. Și bineînțeles că untul de alune de pădure merge transformat într-o Nutella delicioasă și sănătoasă. Vă las rețeta completă în descrierea videoului. Dragii mei, sper că v-au plăcut cele 4 rețete de unturi preparate în casă. Dacă aveți întrebări sau pur și simplu doriți să-mi lăsați un feedback, nu uitați secțiunea de comentarii de mai jos. Nu uitați să dați click pe subscribe și pe clopoțelul de lângă pentru a fi la curent cu toate noutățile din bucătăria Dolce Far Verde. Cu drag, Flo!